Atât jucătoarele de la Gloria, cât și antrenorii au rămas cu gândul mai degrabă la eșecul drastic cu CSM decât la medalia de bronz în cupă, o premieră pentru Buzău. După analiza evoluției de la Final Four-ul din weekend, verdictul a fost unul cât se poate de clar. Lipsa jocurilor de pregătire s-a tradus în carențe de omogenitate, având în vedere că lotul cuprinde multe jucătoare noi. După turneu, fetele au trebuit să se consoleze cu medalia de bronz și cu o evoluție decentă împotriva celor de la Rapid București. A fost un debut mai greu, după toată perioada grea pe care am avut-o cu toții, într-adevăr. Avem o echipă nouă, multe jucătoare, trebuie integrate cât mai repede. A fost o perioadă grea cu antrenamentele, nu ne-am putut antrena toate deodată. Dar sperăm ca pe parcurs să facem jocuri cât mai bune și sunt foarte fericită că am luat locul 3 la Cupa României. Este un lucru mare pentru Buzău, pentru noi ca jucătoare. Este un pas înainte. Imediat după înfrângerea cu CSM, Ovidiu Mihail a încercat să își motiveze elevele pentru o prestație onorabilă cu handbalistele feroviare. Sunt convins că toată lumea handbalului feminin aștepta o altă imagine a lui CSM Gloria Buzău. Dar să nu uităm că venim după o perioadă destul de dificilă în care nu am putut să lucrăm la nivelul care ne-am fi dorit noi. Într-adevăr, așa cum mi-a spus și lor seara după joc, indiferent de perioada care am trecut-o, exprimarea noastră trebuia să fie altfel. Trebuia să avem o atitudine, în primul rând, o dorință de a câștiga, iar la final, dacă pierdeam, măcar să pierdem cu capul sus. Din păcate nu s-a întâmplat. Am avut o discuție cu ele destul de corectă seara și din fericire și-au dorit să-și păstreze totuși o identitate în meciul cu Rapid București, o echipă care a făcut o semifinală foarte bună cu Vâlcea și au câștigat acel joc, chiar dacă nu a fost un joc bun, dar l-au câștigat datorită, să spunem, ambiției personale de moment pentru a păstra echipa asta pe linia de plutire. Ne bucurăm că am adus o medalie în club. Din păcate n-a fost să fie mai strălucitoare, dar e bună și aceasta, decât deloc. Am văzut că sunt multe jucătoare noi, bănuiesc că voi cele mai cu vechime încercați să le integrați cât mai rapid, pentru că poate așa. Într-adevăr, au venit foarte multe jucătoare, am rămas și de anul trecut destule. Încercăm să le integrăm și pe ele cât mai bine și cât mai repede în grupul nostru și sperăm să reușim până începe campionatul. O ultimă întrebare, cum ați reușit să vă motivați după meciul cu CSM înaintea meciului cu Rapid? Că bănuiesc e destul de greu. Într-adevăr, probabil fiecare s-a gândit că nu este valoarea ei ceea ce s-a arătat pe teren și s-a văzut a doua zi. Am încercat să uităm meciul acela și să trecem peste și să reușim să aducem o victorie. După dușul rece cu CSM București, Gloria a reușit să treacă de Rapid 22-17 și să obțină medalia de bronz în Cupa României, o premieră pentru handbalul buzoian.